Marcu 14. După două zile era praznicul Paștelor și al azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Căci ziceau, nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vaz de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora din ei l-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iuda Iscariotan, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. În ziua din tâi a praznicului azimilor, când jerfeau Paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis, el a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el. Unde va intra el, spune stăpânului casei, învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Seara Iisus a venit cu cei 12. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis, adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu? Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce îngingi mâna cu mine în blid. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat cânteile de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis, adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați.
Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga că dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Ava, adică tată, ție toate lucrurile țin cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat, zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Destul. A venit ceasul. Iată că fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Și îndată pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbi și cu ciomege, trimeși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Iisus și i-a zis, Învățătorule, și l-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Unul din cei ce stăteau lângă el a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, Ați ieșit ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele am fost la voi și învățam pe oameni în templu și nu m-ați prins, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scripturile. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, așezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-l omoare, dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturii mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis, Noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va mai fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potriveau mărturisirea lor. Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și i-a zis, Nu răspunzi nimic, ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis, Ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, Ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața și să-l bată cu pumnii, să-i zică, Prorocește! Iar aprozii l-au primit în palme. Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și i-a zis, Și tu erai cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat și a zis, Nu știu, nici nu înțeleg ce vei să zici. Apoi a ieșit în privor și a cântat cocoșul. Când l-a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo, Acesta este unul dintre oamenii aceia. Și el s-a lepădat din nou. După puțină vreme și ce stăteau acolo, au zis iarăși lui Petru, Nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia, căci ești galilean și creierul tău seamănă cu al lor.
Atunci el a început să se blesteme și să jure: nu cunosc pe omul acela despre care vorbiți. Îndată a cântat cocoșul a doua oară și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.